Ce cauți aici, mă? Făceam un review. În mașina mea? Dar ce are? Eu treci un coace. Bă! Știi cum îți dai seama dacă o mașină e de București? Te uiți la culoarea jecului. Dacă arată de parcă ești luat-o cu apă din șanț, e clar, e din București mașina. Și acum lăsă gluma la o parte, cum am promis de vreo două luni, că dau drumul și eu la o serie de review-uri auto. Că tot stau în București și majoritatea avem mașini și omorâm pinguini, m-am gândit, hai să fac și o review la mașinile abonaților. Și cum să nu începem primul episod cu un om foarte special, prezintă-te. Mă mai țineți minte? Eu cred că da. Mai des, des apar pe canalul meu decât pe canal la tine. Da, asta cam așa este. Și începem seria asta de review-uri auto cu o mașinuță aproape nouă, nici chiar spălată cu pervol, nici chiar atât de veche. Un Hyundai i20 din 2020. Sunt capotă, se află... Bă, dar mâncați și frige chestia asta. Ok, mai încolo arătăm motorul. În teorie are un motor 1.2 MPI, dă la bun, așa cum se punea cumva și pe Dacia. Sper că se mai pune acum și pe Skoda, pe Fabia 1.0 sau Octavia 1.0. 85 de cai, în 4 pistoane, fără turbo, motor de la bun, clasic pe benzină, cum îndrăgim cu toți. Mare și un scotch aici, băieți. Avem de asemenea și un scotch pentru că cineva, pentru că șoferul a îndrăznit să parcheze pe locul cuiva care n-a plătit niciodată la primărie taxă pentru acel loc. Ce consum ai, că nu te-am întrebat? Vreo 7 și 7-2 în oraș, când ies în afară pot să am și 5, cam așa ceva. Cât are rezervorul capacitatea? 40 de litri. 40 de litri, las că bine, cu 3 milioane e făcut plinul. Că noi vorbim un milion aici. Hai să prezentăm un pic spațiul. Deci, ca idee, eu am 1.80, hai să vedem cum stă o persoană de 1.80 în mașina asta. Bă, loc e. Tu oricum ești mai înalt decât mine. Puțin. Puțin mai înalt și ai loc calm. Deci dacă ești o persoană înaltă sau supraponderală, să nu te aud că te vaiți că n-ai loc în mașina asta, că s-ar putea să ai o problemă medicală la cap. Pe înălțime stă destul de bine, eventual să nu-mi țin părul un coc la cât de lung îl am. Hai să vedem cum stăm și pe bancheta din spate, plus ca unul tras așa pentru, cât ai, 1.83, 1.84? 1.85 chiar. Deci hai să dăm și locul pe bancheta din spate, plus ca unul tras pentru un șofer mai înalt. Ia. Un pic dau aici cu genunchii că sunt și eu mai lungan, dar spațiu ai suficient. Bă, e destul de spațioasă. Cât a fost mașina în 2020? 12.000. 12.000 de euro. Cred că era la preț de Logan. Dacă nu voi Logan 09, un pic mai scump, un pic mai scump. Dacă nu voi Logan 0910, luai 112. Acesta ar fi interiorul mașinii, arată destul de interesant. O mică navigație, dacă putem numi așa, mă rog, un ecran, dar e destul de ok. Probabil că modelele mai nou audita mai televizorul aici. Da, e fix modelul mai scump decât să avea display-ul ăla cu Android Auto, CarPlay și aici era și aici tot display, adică tot display. A, în loc de ceasuri mecanice. Da, exact. Are și senzor să arate care ușă este deschisă, în caz că nu-ți dai seama care ușă ți s-a deschis. E destul de interesant. Comenzi pe volan câte vrei, azi de ce avem telefon, oprește sunetul, dă mai tare, mai încet, nu dăm claxon că suntem în parcare. Ia, citește documente, cine ai bău mai fișe asta? E să schimbe ce e afișat aici. A, se schimbe afișajul, ok. Tu le-ai folosit pe toate? Toate butoanele? Sincer, da. Și mi se pare că sunt foarte bine făcute pentru... Adică display-ul ăla nu are atât de multă... Nu pare atât de interesant. Dar efectiv e foarte bine așezat și sunt butoane pentru orice am nevoie. Adică la modul că eram puțin dezamăgit când n-am apucat să iau varianta cu ecran mai mare, dar după ce am luat-o pe asta și am văzut cât de ok se descurcă cu butoanele astea și cu alea de acolo și câte funcții are, are fix ce are nevoie, efectiv, nu am simțit. Bine, și dacă vrei ecran mare, e o tabletă și o pui aici, că tot da. Ai așa. Ce avem? Acea automat climă ce are? Sau doar acest simplu? Da, e doar acest simplu. Las că e bun să te trag așa la măsea, văd că sunt și niște butoane, ce cu astea pe aici? Sunt funcții lipsă, ca la orice mașină nouă. Că dacă îți cumpărai varianta scumpă, le avea. Cum? Alea chiar ar fi făcut ceva. Am înțeles. Avem și aici încărcare pentru telefon, priză 12V, pac aici bricheta, ok. N-are încărcare wireless, înțeleg. Nu. N-are încărcare wireless, cutie de viteză 5 trepte, marșalier, exact, o cutie super simplă, cum am și eu la Ford. Să vedem ce mai e și pe aici pe ușă. Avem un emoticon. Nici acum îl ai de când aveai Golf-ul ăla. Da. L-ai păstrat și ți-a rămas și, și niște pastile, sper că nu e Viagra. Mă, spațiu ai destul, ai loc și de scrumieră, tu fumezi? Nu, dar... A, ții monede de jucări în scrumieră, am înțeles, spațiu destul, mă pare destul de spațioasă. Avem așa,
un pic de scotch aici care nu știu de ce e. De ce e, mă, scotch aici înăuntru? De ce e scotch aici? Așa era de când am adus și nu l-am scos. Îl e scotch din 2020. A, e scotch original ăla. Deci pe lângă scotchul ăsta, văd că avem aici puțin spațiu să-ți lași cam așa o doză de suc. Geamuri electrice în spate la banii ăștia e și normal. Loganul cred că n-are. Văd și niște ochelari 3D. Ăștia-s vând la filme porno. Hai să vedem dacă s-a răcit ăsta. Dacă îi găsesc chichița, ia. O manetă aici. Mamă, ce frige. Ce frige mâncați așa, ce bumbățucă mardi. Cum să scoatem ăsta? Aici? Da, și... aici? Da. Mamă, ce mă frige. Așa. Deci acesta ar fi motorul cu scotch original și pene pe aici. Dar văd că toate mașinile au un veliș, o izolație asta așa ca un scotch. Da, asta e ceva destul de normal. E destul de interesant că pe Golf înainte aveam acoperit motorul ăsta, efectiv, e descoperit. Da, aveau așa un capac deasupra. Da, chiar tu, de ce n-ai capac? Așa au economisit ei bani, n-au pus capac. N-au vrut să-ți dea un capac. Lasă că-ți dau mai acolo. Bateria, compresorul de aer, aici ce sunt? Releuri? Da. Releurile, lichidul de parbriz. Aici ce n-ai, băi? Că nu știu. Ce asta? Par n-am. Da, nici tu nu știi. Și aici e lichidul de frână? Da. N-aveau pe lanț, să nu mai fi nevoie să-l schimbi. Exact. Cât faci la tine o distribuție, cât dai tu pe distribuție? Din nou, încă n-am avut nevoie să o fac, deci habar nu am. Asta okay. Este un beneficiu. Anul ăsta ar trebui să aflu în cum îți crea mașina, dacă o să vedem vreodată, în 13 zile. Că îmi dă raze în serviciu în 13 zile. Am înțeles. Câți litri de ulei intră în mașină? 3. 3 litri, destul de puțin ulei, deci e mai ok la revizie. Și ce ulei bagi? Nu știi, viscozitatea? Stai, că am 5W30. 5W30. De ce umbli cu uleiul după tine? Pierde ulei sau ce? Că așa se zice. Să fim siguri. Da, am înțeles. Ok, s-a închis. Hai să probăm portbagajul. Știți cum? Tu nu știi cum testez eu portbagajul. Mă bag în el și văd dacă se mai închide, dar văd că ai cam multe bagaje. Da, au mai rămas chestii de la mare, am uitat să vezi. Nu cred că încap în portbagajul ăsta. Deci cred că e portbagajul un pic mai mic decât la Ford-ul meu. Hai că e la tine să nu rămânem cu asta. Da. Banul sunt de mașină, da. Asta este. Pe alb n-ai putut să o iei. Asta e una din culorile de bază, să știi. Am înțeles. Asta și albul erau, dar mie mi-a plăcut un pic mai mult asta. Astea sunt anvelopele originale? Da. Michelin 185/16 inch. Am înțeles. Ce sunt astea, de vară sau? De vară, da. Am avut pe Golf tot R15, deci... Da, aceeași dimensiune. Da. Și iarna tu stai să le schimbi, să înțeleg. Da. Sau mergi tot cu cele de vară iarna? Nu, le schimb. Am așa unele mai ieftine. Nu o să mai avem iarnă curând. Sunt unele destul de ieftine de le-am de iarnă, dar asta bine, este. Poți te rog ceva, ia treci la volan și accelerează un pic. Hai să vedem dacă scoate fum. Că o testăm ca atunci când vrei să o cumperi. Ia, hai, accelerează. Se aude bine. Bă, dacă dădeai fum, te puneam să dai mai mult să-i necăm pe olandezi. Timpul și pentru test drive, nu mă sui eu la volan că sunt în sandale și îmi alunecă piciorul din ele. Așadar, hai să vedem cum se comportă mașina asta așa un pic în traficul din București, dacă e o mașină bună sau nu de oraș. Facem și un pic de reclamă aici la Carrefour. Îmi place că ai oglinzile astea mari, adică vezi ca lumea. Da, oglinzile sunt unele foarte. Cu cât oglinzile sunt mai mari, cu atâta e un ghiumor mai mic probabil. Se simte bine și când e să treci peste limitatoarele astea. Ai trecut peste unul mai devreme și s-a simțit ok. Hai să vedem ce zice pe acolo. Average-ul zice acum de 6-7, dar abia ai plecat la drum. Da, e de o combinație între drumuri în oraș și... Că... Tu oricum ai luat-o pentru oraș mai mult. Te mai duci pe la mare, dar... Ok, că se simte bine când treci peste. Are suspensiile bune. Bine, e și mașina nouă. Deși ai luat destul de grob și prin Bucureștiul ăsta, că avem niște străzi un pic mai nașpa. Da, nu pot să zic că am putut să o menajez. Ca să zic așa. Aerul se simte bine. Chiar bagă rece. Închide și geamul totuși. Exact, lasă mă gândi și acum. Că știi, crește consumul și după aia chiar că inundăm Olanda. Și țările arabe. Li se duc palmierii aia în gârlă. Dacă e ceva ce aș putea să zic, este că... Ce-ți place, ce nu-ți place la mașina asta? E... Cum să zic? E foarte ageră prin oraș, face virajele foarte rapid, la modul că nu are nicio problemă din punctul de vedere. Mă descurc orice străduț, orice viraj, nicio emoție, niciun loc de parcare, e foarte agil. Da, chiar, ai senzor de parcare? Că n-am verificat. Chiar nu.
Și nu-mi vine să cred că nu are, dar este varianta cheală la această mașină care... Mă rog, nu-i chiar cheală, ai niște dotări. Cheală din punctul ei de vedere, adică la modul că nu-i se dotare. Bineînțeles că BMW-ul s-a băgat pe pista de biciclete. Și eu puțin, dar asta este. Tu poți să... Nu, nu mai dau cu spatele că iau tu în spate. Aia, noi nu ne-am băgat cu totul pe pista ei biciclete, da? Gata, am ieșit pe pista, lăsăm BMW-ul și mai e și poliția în față. Deci polițistul în față, BMW-ul pe pista de biciclete, dar nu se întâmplă nimic. Bine, ce se mai întâmplă? Înțeleg că n-are ochi la ceafă, dar mă rog. Ce se mai întâmplă fix la intersecția asta, ca să cunosc? BMW-ul s-a stă bine, la modul că sunt foarte mulți care ei consideră pista de biciclete ca fiind banda de stânga și fac singa de Și el e așa doar cu un sfert. El, sincer, efectiv mi se pare un caz ok. Un caz mai fericit, dar așa. Dar tot nu e ceea ce trebuie. Acum trebuie să... Acum să te lase careva. Acest om cu Toyota mă va lăsa până la urmă. Am înțeles. Deci, ce, de zici, că e varianta, zici că e varianta un pic mai cheluță. Ăsta nu știu ce face cu bicicleta aia. Cred că te pune să o iei pe pod, așa-i? Exact. Ok, hai că pe acolo poți să dai un pic mai tare. Deci, ce nu-ți place, ce-ți place la mașina asta? Deci, am zis, îmi place efectiv tot ce ține de ea în oraș. Nu... Da, defectele ei la modul că nu trage la fel de tare ca alte mașini, nu se simte așa de bă, până la urmă e 1.2. Exact, da. Dar măcar are 85 de cai. Gândește că Loganul clasic are motorul mai mare, dar are doar 75 de cai. Exact. E, asta, să zicem că... Opa, da. Aici e un pic mai nasol. Hai că s-a simțit bine. Are, stă bine pe suspensii. Deci, în oraș nu are nicio treabă și are o chestie care, la care nu te-ai fi așteptat. Efectiv, pleacă foarte repede de la stop, la modul că eu trebuie să am foarte mare grijă din ambreiaj ce fac, pentru că dacă nu, efectiv, zdugnește foarte tare. Păi cam așa au mașinile noi, când e motorul tânăr, nou, așa, e mai nervoasă, se înfige mai tare un pic la plecare. Ce nu-mi place este cum se comportă neapărat la drum lung, dar din nou se comportă mai bine decât un Sandero. Are o tentă de instabilitate la viteze mai mari. Ce înseamnă viteză mare pentru tine? Sincer, pentru mine înseamnă mai mult, dar mașina asta 150, 140, 130 e... Izolat-o, depășire maxim, nu mai mult. Exact. Deci zici că pe la 150 începe un pic așa să trepideze. Da, și se și mai începe la aproape că maximul este vreo 170. Pe la 160 deja tremură, nu-i mai place. Eu n-am dat 160 cu Fordul meu, dar știu cum e. Începe să tremure un pic volanul. Da, dar pe lângă... O chestie care mai îmi place este că este foarte silențioasă când mergi în turații mici. Da, poți să spui că e chestie normală. Păi ia să-i ascultăm motorul. Se aude doar aerul. Dacă oprim aerul, se aude asfaltul atâta, cum calcă pe asfalt. Deci, da, e izolată fonic bine. Dar când treci de 2000 de ture, începe puțin să... Ceea ce e normal pentru un motor nu, așa mic. Nu prea ai pe unde să o dai tare, dar mă rog. În principal, ești mulțumit de mașină? Sincer, da. Pentru este... 11.000, 12.000 de euro cât ai dat? Da, a fost nouă, deci am luat-o. Acum poți să o speli cu Pervol. Da, efectiv, tot ce am nevoie în oraș, adică am mers în oraș 3 ani, dacă ar fi să fac o medie, cred că, nu o medie, un calcul, 80% din drumurile mele a fost complet în oraș. Adică... Și ai deja 26.000, dar tu chiar faci kilometri cu mașina, că acum vreo 2 zile aveai 25.000 și un pic. Da, bine, zilele astea am și mers un pic mai mult cu ea decât în mod normal, dar da, să zicem că... Tu știi cât am făcut cu Fordul meu de când l-am luat din 2021? Sub 5.000. Nu prea am mers cu Fordul așa mult. Ce mai merg până la țară, duminica și cam atâta. Și când stăteam la țară, bă, mai plimbam un pic. Să fac o medie așa vreo... Că de fapt din 2021 am condus-o, deci... Vreo 12.000, 13.000 de kilometri pe an, ceva de genul. Da, da, dacă e să împărțim la am făcut 2. Am făcut un an 15.000, în al doilea an am făcut mai puțin. Păi ai văzut că s-a scumpit benzina și de-aia. Sincer, în vremea aia, da, adică... Te gândești să o pui pe gaz, că tot e teama asta de gaz? Sincer, nu, adică n-am nevoie, consumă chiar ok. Și s-a și scumpit gazul, adică... Să știi că nu mai e așa mare șmecherie cu gaz, doar dacă faci navetă, atâta, dar în rest gazul nu mai e mare șmecherie. În principal față de bătrânul tău, Golf 5, e mai bun în toate punctele de vedere, exceptând cum trage, că ăla avea motorul mai mare. Da, efectiv, cum trage și la drum lung era un pic mai stabil Golful la viteze mai mari, dar în afară de chestiile astea... Două, pe aici nu mai am, ok. Am crezut că era sensorii de afară. Nu, no, ai voie, ai voie. Da, deci în afară de chestiile astea, două e mai bună decât Golful ăla în toate punctele de vedere. E... Are, mi se pare, e o chestie care nu prea se spune, dar... Iartă.
chestiile la mașinile noi de obicei au o calitate mai slabă în interior. Asta are unele chestii la care simt, da, ăla zicem că e un pic mai... Are un pic așa tentă de logam plasticul ăsta. Dar pe aici, pe aici se simte mai bine. Pe volan și astea, gen de schimbătoare... Caută-mă, uite, parchează în spatele ăsta. Da, schimbătoare și alte chestii, efectiv se simte mai bine, că se simțea golful și eu nu credeam așa ceva când am luat-o, că nu am luat-o pentru asta. Și da, volanul e efectiv foarte ușor de manevrat și acum când stă pe loc, adică... Da. Efectiv, așa, poți dau și cu degetul mic dacă vreau, adică... Stă bine pe servo direcție. Da. Bine, și e asfalt, că dacă era piatră pe jos, se învirau mai greu roțile. Un pic, da. Știi ce noi am probat? Tabla cum se aude când bați pe ea. Materiale pe aici? Mm. Da, are așa un pic de logan, tentă. Da, ea concurează cu Sandero la preț. Da, e efectiv, tot plasticul ăsta este logan 2013 plus, adică e fix asta simt. Da, ăla de pe logan lui tata e un pic mai dur, nu moale așa. Hai, oprește-o. Are și start stop? Da, are start stop. Uite, de asta n-am menționat de start stop. Hai să vedem totuși și cum este tabla și tragem o concluzie finală. Bine că e rugoasă, deci, că... E așa. A, uite, ți-a jerpelit-o un pic, ți-a atins-o. Da, ai aflat cine sau doar ai găsit-o? Aici doar am găsit-o și nu înțeleg de ce, că era în locul meu de parcare de acasă și nu era la de deci autor necunoscut aici, am înțeles. Și, unde și aici tot necunoscut. Efectiv, la număr. Ce cred eu că s-a întâmplat, a dat cineva cu fața, a dat foarte ușor în mașina mea, s-a speriat și a plecat. Da, foarte ciudat că vezi, vie încoace, adică zici că a băgat cumva pe de sub, da, și a lovit. Eu parcasem într-un loc cu multe locuri strâmte pe o alee, deci e un loc în care n-a se putea întâmpla. Nu puteai să-i pui aripioare de rechin. Hai să vedem și cum e tabla. Bă, sună destul de plin. Subțirică tabla, dar pentru o mașină de concurentă cu Sandero zic eu ok. Farurile, luminile, ce le ai? Halogen, xenon, LED? Halogen. Halogen. Am LED doar pe astea. Astea-s LED. A, pă, da. Semnal, am înțeles. A, da, uite că la mașinile noi ai semnalizare și pe, și pe oglinzi. Tu n-ai pe ușă, că unele au pe aici, așa, da, da, la da, alea da, mai vechi. Da, mult asta, sincer. Bă, ideea e că vezi mai bine. Și e și LED, e și suprafața mai mare de bec și sare toată lumina. Și cam atât, nu știu, altceva mai ai? Senzori ploaie? Da, adică pentru, are senzori de ploaie aici pentru... Da, când începe ploaie... Da, are, e efectiv e așa. Știi la ce sunt util senzorii de ploaie pe lângă să-ți plece automat ștergătoarele? Unii, de exemplu, taică-miu când se bage într-o depășire, el își pornește ștergătoarele. Că poate picură ceva, sare praf și... Da. Ceea ce da, e destul de util. Sare, presupun că ce mai are și senzor de lumină, pentru că sunt faruri automate. A, sunt faruri automate. La modul că are funcția de auto și la modul când na, e întuneric afară, se aprinde. Bine, acum plecăm tot timpul cu farurile aprinse, că e legislația da, asta nouă. Da, are și lumini de zi. Astea sunt efectiv lumini de zi, monomat. Sunt și proiectoare de ceață alea? Nu, ceață? Efectiv sunt doar lumini de zi. A, cum ar fi de întâlnire. Varianta mai ce e până în faza scurtă, na? Varianta mai șmecheră la asta ar fi avut LED aici, lumini de zi tot aici și astea erau de ceață. De ceață. E, lasă că nu mergem noi pe ceață când nu avem vizibilitate. Altceva, sincer, e destul de simplă pentru mașină, mi se pare cea mai veche mașină nouă din punct de vedere al chestii de rău. Adică dar, e pe stilul ăla mai bătrânesc, da, așa făcută. Dar eu nu am nevoie de altceva în momentul de față, la modul că trebuie să mă duc să o spăl probabil, dar în afară de altceva. Lasă că măcar nu se văd zgârieturile. Uite aici mai e un pic ciobită, ia uite. Păi cred că asta nu știu de unde este, asta... Adică acum am văzut-o eu, am ochiul format. Eu asta am văzut-o la un moment dat și nu știu, am văzut-o mai târziu, cred. A, și aici ai, nu se deschide așa? Aba, da, da, dacă e deschisă mașina, face așa, dacă o încui, nu mai se deschide. Așa, cel mai bine. Dacă interesează pe cineva... Să fure benzină? Trebuie să bagi... Ia, cât bagi aici? E că, practic, trebuie să bagi 95. 95, da, 91 plus, ron, roz, asta e, cred că, pentru America. Cred. Da, da, da. Eu că aveam, iau alte cifre octanice. Eu aveam pe Golf să bag 99, ceea ce mă e cam enervat, dar în cazul ăsta... Pe Golf 599. Bă, dacă era Passat, mai ziceam, dar așa, Golf. Bă, FSI, motorul de aia. FSI, am înțeles. Bă, cam asta ar fi mașina. Dacă e vreun detaliu pe care l-am omis și să nu-l mai omit la alte review-uri, să lăsați comentarii și scrieți așa ce părere aveți despre această mașină. Știu că nu e profesional, n-am la varieră, n-am multe și în sandalele astea nu pot să conduc, că fuge piciorul aiurea. Ai asigurare? Da. Măcar atât. La Euroins? Nu. Ești bun, eu am. Trebuie să-mi fac alta. Cam ăsta ar fi review-ul pentru mașina lui Hidden. Vino bă și tu în cadru. Cum spuneam, apare mai des pe canalul meu decât pe canalul său, deși
are mai mulți abonați decât bine, în continuare n-am reușit să-l întrec. Da, dar poate vei reuși, pentru că noi nu am mai postat. Poate vom posta, poate nu, cine știe. Păi de-aia vă ajut din urmă. Da, să-mi trag și mie o poză bună pentru thumbnail la mașina asta. Asta facem. Așa, gata, ne vedem pe data viitoare. Cine vrea să-i fac review la mașină, să mă contacteze, Insta, Discord, toate jos, mai jos aici de burta mea în descriere. Ciao. Știi ce am uitat să prezint? Cheia. Cam în asta constă cheia. Nu poți să înjunghi pe careva. Deci nu este keyless.